astăzi întâlnim cu șeful secției culturii Elovei, Tudor Grigoreț. Domnul Grigoreț, bună ziua! Bună ziua! Și o primă întrebare. Care sunt domeniile de activitate ale secției cultură? Domeniul de activitate a secției cultură sunt casele și căminele de cultură, învățământul artistic, muzeele, le avem în subordinea noastră, orchestra de muzică populară, Casa Raională de Cultură. Și când spunem de domeniul activității artistice, a colectivelor noastre folclorice, care avem 26 la număr cu titlul model, cam astea sunt domeniul nostru de activitate. Care sunt instituțiile subordonate secției culturii Elovei? Nu sunt multe, dar e suficient ca noi să facem față lucrului și vreau să vă spun că instituția subordonată secției cultură este Casa Raională de Cultură, care este într-o stare bună de activitate. Directorul este domnul Anatole Pustică, un foarte bun specialist. Totodată este subordonată secției cultură Orchestra de Muzică Populară de instrumentiști virtuoși, unde în fața lor stă un lider foarte bun, un profesionist, e vorba de Ion Condrea. Și totodată avem în subordinea noastră Muzeul de Etnografie, da? Anatol Candu, de la Văsieni. Este doamna Diana Candu, o doamnă profesionistă, care valorifică peste 19.000 de exemplare în muzeul de la sat. Asta este o capodoperă de artă. Trebuie de văzut, cine n-a văzut. Și totodată avem și acele 24 case de cultură și cămine din teritoriu. Care este colaborarea instituției dumneavoastră cu instituțiile ierarhic superioare? Sigur că secția cultură se subordonează Consiliul Raional Ialoveni. Dar noi colaborăm foarte intens cu Centrul Național de Promovare și Conservare a Patrimoniului și sigur că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Dacă vorbim și de colaborare, care este și colaborarea cu primăriile? Aici este și să pun toate accentele în activitatea noastră cu autoritățile publice locale ce ține de domeniul culturii. Aici, unde sunt specialiștii noștri în localitate, colaborează cu autoritatea ce ține de manifestațiile culturale care se desfășoară pe parcursul anului în teritoriu. E vorba de sărbătorile locale, naționale și internaționale. Bine. Care sunt proiectele și ideile care le-ați implementat în perioada dumneavoastră de activitate? În afară de domeniul folcloric, care eu aș spune, după părerea mea, este foarte bine dezvoltat în raionul nostru, după cum am spus, avem 26 de colective cu titlul model și care vreau să vă spun că cu adevărat se promovează datinele și obiceiurile prin aceste frumoase colective. Dar după părerea mea, eu aș spune să nu fim văduviți de alte genuri de artă, cum este genul de artă teatral care noi l-am implementat în raionul nostru. De fapt, aș spune că teatrul este oglinda societății, care ar fi bine să fie mai multe colective teatrale, dar din păcate avem foarte puține. Și vreau să vă spun că am accentuat pentru desfășurarea Festivalului de Satiră și Umor, care noi avem pe personalitatea noastră din raionul nostru, Tudor Tătaru, care a fost un cineast, un actor foarte bun, și noi am adus acasă acel festival care era de satiră și umor în numele lui Danilă Pepeleac. Așa cum v-am spus, Danilă a plecat în istorie, iar Tudor Tătaru a revenit acasă. Ceea ce anevoios, dar se desfășoară cu bucurie în localitatea lui. Totodată vreau să vă spun că aici, în afară de folclor, care noi îl păstrăm cu sfințenie, păstrăm și costumul popular, anume zonele noastre folclorice, care la fel tragem o atenție deosebită prin diferite concursuri, festivaluri care noi ieșim cu colectivele noastre. Și vreau să vă spun că, cu adevărat, raionul nostru Ialoveni este foarte bogat în festivaluri și sărbători tradiționale. Avem la număr 15 festivaluri. Lumea spune că sunt multe, că altceva nu avem cine ocupa, dar vreau să vă spun că aici, anume, mai uităm de problemele noastre zilnice și ne mai descrețim funcțiile participând la aceste festivaluri.
Și vreau să vă spun că ele au și o semnificație foarte bogată. Dacă vorbim de festivalul al violoniștilor Filip Toderașcu, această personalitate care a lăsat în fonoteca de aur mai bine de 200 de melodii, care astăzi tinerii învățăcei iau o parte bună din acel folclor autentic de la dânsul coleg. Avem, vreau să vă spun, și festivalul unde noi promovăm și producătorii autohtoni, în deosebi promovăm culinăria, bucatele noastre tradiționale, dar avem și un festival care promovează un lucru extraordinar pentru societatea noastră. E vorba de festivalul Ișnovăț-Botna-Botnișoara. Aceste trei râuri care survolează raionul nostru ialoveni sunt dătătoare de viață. Aici noi, din start, am pus ideea de solubilizare, de ecologizare, de desecare a râului aceste afluenți, să fie apă pură, curată, și la urmă se încheie cu un festival al obiceiurilor și tradițiilor localităților așezate pe șesul acestor râuri. Dar, din păcate, uneori nu se investește atâta din start la nivel de raion și local, unde se determină să se desfășoare acest festival. Deci, cu adevărat, festivalul are o conotație foarte puternică de sănătate, de ecologie. Alte proiecte implementate în perioada gestionării de voastră instituție? Da, vreau să vă spun că un proiect foarte frumos s-a implementat ce ține de zonele noastre arheologice. Acest proiect care a fost obținut de Asociația Obștească Limantă, în colaborare cu Ministerul Culturii, cu Autoritatea Publică Raională a Raionului și cu localitatea Costești, s-a desfășurat acest proiect de delimitare a zonelor arheologice. Prin acest proiect vreau să vă spun că s-a salvat mai multe zone arheologice care pătrundeau acești arheologi neautorizați care vandalizau aceste situri arheologice. Noi le-am cartografiat prin acest proiect circa 120 de situri arheologice care s-au transmis autorităților publice locale, inginerilor de cadastru, care duc un lucru foarte intensiv cu lucrătorii, cu colegii noștri din teritoriu, pentru ca să nu intervină în zonele lor unde sunt deținători de pământ, să nu intervină și să nu permită vandalizarea acestor situri. Și totodată să poată fi aplicată legea, reieșind din delimitarea teritorială. Dacă el s-a încadrat, acest săpător ne-a autorizat în zona noastră, poate fi tras la răspundere. Și asta este foarte important. Și între timp, sigur că s-a mai descoperit încă circa 60 de situri arheologice în raionul Ialoveni. Dar datorită proiectului Ministerului Culturii și suportul financiar al Consiliului Raional Ialoveni și Primăriei Costești. Ne bucurăm, ne-a spus de mult de acest proiect, că s-a permis și protejarea acestui oraș medieval Costești, care este un sit, acolo unde a fost și două cetăți, și era și o tiparniță de monede, încă de la 1200. Prin aceste intervenții de salvgardare a zonelor arheologice, uite așa putem păstra și istoria noastră, care încă nu este valorificată. Care sunt problemele care ne întâlniți în domeniul culturii, în activitatea dumneavoastră? Eu vreau să vă spun că aici, iarăși, probleme, sigur că încă sunt. Eu nu vreau să mă plâng aici, dar vreau, de fiecare dată am vorbit atunci când proiectul Novoteca, care de fapt s-a încheiat, vreau să vă spun că este un proiect fantastic, care bibliotecile noastre au reînviat ca Pasărea Phoenix, au înviat, doar s-a făcut astăzi în bibliotecile acestea, prin acest proiect cu dotarea utilajului informațional, calculatoare, toate bibliotecile beneficiat. S-a creat condiții de activitate, s-a încălzit, este internet. Bibliotecarii noștri de acum sunt supra-solicitați. Și totodată aici când am spus care sunt problemele, sigur că
reieșind din succesul acestui program Novoteca, aș fi solicitat în continuare ca să se răsfrângă proiectul acesta și peste casele noastre de cultură, care este foarte mult de lucru în domeniul acesta. Un director a casei de cultură nu poate să repare așa instituții. Aici ține de autoritatea publică locală, de bugetul local. Asta este o problemă foarte mare. Atunci când în casele de cultură, când copilașii aleargă să audă muzică, mai mare bucurie nu fie. Durerea cea mai mare a mea este când la casa de cultură se pune lăcat, când se fac economii, când se scot servitorile, paznicii, și au rămas săracul directorul casei de cultură doar cu cheia în mână. Iată, asta este cea mai mare durere a mea personală. Care sunt planurile și ideile de viitor? Fantastice, minunate. Colegii mei mă susțin din tot sufletul să facem un festival, poate că o sărbătoare sau un concurs al cântecului popular și de estradă. Dar vârstele se înceapă de la fragedă, să scoatem noi voci, noi talente. Este anevoios, dar din ce considerente am apărut, de câte ori participam la festival, căutam vedete de oriunde, ca să ne dăm seama că noi avem în teritoriu voci foarte frumoase. Și e bine să le scoatem din anonimat și să le promovăm.